Ea se întoarce abătută acasă la ascunzătoarea ei. Deși am vrea să credem că sunt și lucruri bune în situația în care se află ea, știm că așa ceva nu există. Cineva o acostează pe Maria. Alo! Chiar la scara unde locuiește. Bă, fetiță, da. Nu e sănătoasă? Ce da la mine? De câte ori ți-am zis să nu te mai duci la bărbatul meu acasă? Zi! De câte ori ți-am zis să nu te mai duci? Gravidă. Și dacă ești gravidă, ce? Eu știu cu cine ai rămas și faci. Vorbește tot plozii. Vorbește cu mine, ce era să ați fac? Ați împânzit lumea de plozi. Trebuie să-mi salvez copilul, da? Ce era să salvești fac? Ce? Ce era să fac? Păi, tu vezi ce-i pe mâna mea? Tu vezi ce-i pe mâna mea? Mi-a promis că mă ia de nevastă, ți-a promis? Ce ți-a promis, mă? Ți-a promis să te arunce de 2-3 ori în pat. La asta chiar nu mă așteptam. Să dau nas în nas cu nevastă sa chiar la mine în fața blocului. Fătuca asta se ține după bărbatul meu de mai bine de jumătate de an. Păi are impresia că așa-i merge? Pretenția mea e să o lase pe ea și să mă ia pe mine de nevastă. Da, da, am venit să-i bag mințile în cap, că altfel cu ea nu se poate. Zi ce ți-a zis astăzi când ai fost la noi acasă? Ți-a dat cu șutul în fund și ți-a zis să pleci? E treaba noastră ce am vorbit. E treaba voastră? Păi eu am auzit ce ați vorbit. Asta. Și din câte văd, Florin nu te vrea. Înțelege odată pentru totdeauna să dispar din viețile noastre. Nu o să mă lase pe mine cu 4 copii pentru o puștoaică care habar n-are de capul ei, care a căzut de 2 ori la pat cu bărbatul meu și îi face un plot. Stai pentru că a văzut că am bani. Stai de și eu și de el. Nu-ți dă nimeni niciun ban. Cine te-a învățat să faci lucrurile astea? Dar n-am nevoie de bani, da? N-ai nevoie de un tată. De ce vii să plângi la poarta mea? Dacă n-ai nevoie de bani. Pentru că ești copilul lui, de asta. De ce te duci la el la muncă? Al cui e copilul ăla? Ce să fac al eu lui? Eu lupt pentru copilul meu. Când am văzut-o pe asta, că se pune în genunchi în fața lui bărbatul meu, mi s-a făcut rău. Era cazul să-i dau o lecție. Nu e vorba că sunt nesimțită sau ceva. Îmi apăr ce iubesc. Este ultima oară când vin după tine să-ți spun să-mi lași bărbatul în pace. Că dacă nu te iau și te zmocăi cu tot cu copilul tău, ai înțeles? Stai cu minte, femeie. Ia mâna după mine. Nu mi-a spus de la nesimțit-o. Ești o mare nesimțită. Ei, și ai fost învățată foarte prost. Alo, cine ești? Ce e cu tine? Cine ești tu? De ce ți-i tu ce vrei? Ce vrei? E la fata mea? Da. Fata ta? A, de la mata ai învățat. Hei, să faci murșă cum vorbește, la frumos. Taci din gură că tu ai învățat-o să vină cu burta la gură. Te rog frumos, nu-i vorbi așa, cine sunt eu? Mele. Cine ești? Nevasta lui Florin, ăla la care vine să se pună în genunchi la poartă, să o ia de nevastă. Du-te, dragă, cu poveștile astea pentru de aici. Pentru copii am cu el, ce credea? Ce mi-e măsa, ce mi-e fisa? Ha, l-au mirosit pe bărbatul meu, care are bani, care are agenție imobiliară și ce-au zis? Că pun mâna pe el, se fac cu vreo casă, s-o creadă ele. Fimea m-a făcut foarte tare de râs. Pe clasa 11-a, gravidă, s-a încurcat cu un bărbat însurat. Vine nevastă sa după ea să o bată. Dacă află bărbatul meu, ne dă afară cu totul. Eu n-am fost proastă. Că eu nu sunt o fată proastă. El m-a jucat pe degete. Dacă nu ți-o smocă-i pe fita de nu s-o vede cum și pe tine. Frumos. Ai grijă cum și vorbești. Și pe tine te smocă-i dacă nu o veți. Să plece de la poarta mea, să dispară din viața mea și să-l lase pe bărbatul meu în pace, că n-am eu nicio garanție că l-ai plodul lui. Dispar tu la el la și revedere. Eu duc. Ține-ți-l acasă. Fac cir și tămbălău. Nu că mi-e frică de ea. Mi-e frică să nu se moaie bărbatul meu și să-mi spargă casa. E un copil cu un copil. Asta e fimea. Chiar nu știu cum să mai scap bazma curată. Chiar nu știu. Oribil. Circul e tot ce-i mai lipsea Mariei. Fata nu e capabilă să-și asume propriile alegeri. Chiar credeam că nu poate fi mai rău, dar uite că ne-am înșelat. Ce ne intrigă și mai tare este că mama ei este rușinată cu cele întâmplate și consideră că Maria a făcut-o de râs. Continuă să spună că e frică de ce ar putea să facă Ciprian dacă ar afla. Crede că soțul ei ar da-o afară din casă și pe ea și pe Maria. Ce-ai căutat acolo? Vrei să ne faci probleme? Tu nu gândești, avem un plan! Măi, mamă, măi, el mă iubește. Mama, termină, nu vreau să te iubească omul ăla, înțelege-te. Înțelege-te, mă faci să nebunești și eu. Nu ai ce să te mai gândești la omul ăla. Gândește-te la copilul ăsta, gândește-te la tine, gândește-te la noi. Mai copilul ăsta e făcut din dragoste. Mama, încetează, nu e nicio dragoste, a fost o greșeală. Eu acum mă lupt. Mă lupt să-i salvez viața nepotului meu, să o salvez și pe ea și să-i cumpăr și un apartament. Să aibă ceva deasupra capului. Eu știu că mama mă iubește. Și știu că se sacrifică pentru mine. Dar trebuie să mă înțeleagă și pe mine. Până la urmă e copilul meu. Am vorbit ceva, trebuie să facem ceva, da? Te rog frumos, mergem pe drumul pe care am vorbit. Renunță la Florin, dă-l încolo de Florin.
Nu există, nu vrei să ai de face cu oameni de genul ăsta, nu te-am crescut așa, înțelege-te. Eu nu mai vin la femeii alea. Nu mă interesează de ea, gândește-te că dacă taică tu află în ce situație suntem, ajungem naiba pe drum, îmi dă un șut în fund, ne dă afară pe amândouă, rămânem cu copil, poate ce vrei să facem? Poate trebuia să-i spunem adevărul. Este egoistă, că ea se gândește numai la ea și la fericirea ei. Eu te-am rugat frumos să ne continuăm planul. Să mergem să dăm copilul ăla spre adopție. Tu ce faci? Te duci după el? Cum poți să-mi las copilul? Mama, s-a întâmplat, am acceptat-o viața ta. Trebuie să mergi în viață mai departe. Să ai o școală, să ai o meserie, să-ți vezi de viața ta. Lasă copilul ăsta să meargă într-o lume bună în care noi vrem să o creăm acum prin familia asta. Cred că, într-un fel, mama are dreptate. Vreau, nu vreau, trebuie să accept aranjamentul ei. Oricum, este o mare greșeală că tu te-ai încurcat cu un bărbat care are de două ori vârsta ta. Tu ce credeai, măi, mamă, că ăla gata te iubește și lasă familia pentru ce? Câte ori mai fi fost prin patul lui? La fel ca tine. Eu am fost angiu, eu un special. Nimeni. Nu a fost, așa le vrăjește pe toate, înțelege-te. Tu nu știi cum îmi vorbea și mama, cum se uita la mine. Așa sunt toți, spune-te cu ceresc. Te vor în pat odată de două ori și uite ce greșeală s-a comis. Îi convine, nu-i convine, trebuie să dea copilul spre adopție. Tu nu vezi că eu mint? Eu mint din cauza ta. Îl mint pe tatăl tău, pe soțul meu. Din cauza ta nu l-am mințit 20 de ani. Avem o relație frumoasă. Mă pui într-o situație foarte penibilă. Ca să te scot dintr-un necaz. Hai, dă mâna aici să mergem în casă. Dar promite că de mâine vei face doar ce spun eu. Clar? N-am încotro. Nu-ți mai pune viața în pericol. Hai! Discursul lui Florii ne convinge chiar și pe noi. Adevărul e că Maria nu are foarte multe opțiuni. În plus, am văzut și noi cât e de imatură și necoaptă. Nu e ca și când am fi de acord cu Florii, dar biata femeie este totuși mama acestei tinere care și-a ratat viața. Florii încearcă să salveze situația. Disperarea și frica o fac să creadă cu încăpățânare că există o soluție pentru Maria. Își dorește foarte tare ca fata ei să-și poată continua viața, școala, să aibă un viitor. Să poată să-și reia viața de acolo de unde era, înainte să fie însărcinată. N-am fi crezut că se va întâmpla, dar în acest moment o compătimim și pe Florii. Și cum a spus deja Maria, nu are de ales, așa că o ascultă pe mama ei. Toate speranțele și visurile ei s-au spulberat. Mamă și fiică de mână într-un moment de cumpănă în clipe pe care și-ar fi dorit să nu fie nevoite să le trăiască vreodată. Săraca Maria, biata Florii. Dincolo de această poartă este o altă parte a vieții Mariei, aceea în care copilul din pântece nu mai este al ei, partea în care cele două renunță la puiul care crește acum sub inima inocentei Maria. Mamă, nu vreau. Ce mă, nu vrei? Nu m-am răzgândit. M-am răzgândit, nu. Cum să te răzgândești? Nu vreau. Ce nu vrei? Nu Maria, vreau. Tăi că nu înțelegi. Ce ai? Ce se întâmplă cu tine? Nu mai vreau să-mi dau copilul. Măi, mama, uită-te la tine. Ce vrei să faci cu burta? Ce vrei să faci cu copilul? Mama, m-am gândit, o să mă angajez și o să iau chiar un viitor. Ce să te angajezi? Măi, mama, tu ești un copil. Nu vreau să dau copilul, Maria, iubita mea, ascultă-mă ce spun, că știu ce e mai bine pentru tine. Sunt mama ta și îți vreau binele. Eu știu că am făcut-o de râs pe mama, dar nu pot să-mi abandonez copilul. Nu avem încotro. Îl naște, îl dăm spre adopție familiei pentru care lucrez și o să fie bine pentru toată lumea. M-am gândit bine. O să-i spun adevărul tatei, o să mă ajute și mama e, dar eu nu pot să-mi abandonez copilul. N-ai cum să te descurci. Niciodată nu vei putea avea ce au oamenii ăștia. Uite ce pot ei să le ofere. Da? Deci n-ai cum. Te rog din suflet. Dar îl iubesc. Îl iubesc și eu îl iubesc la fel de mult ca tine și vreau să-i oferim un viitor bun. Florin, o să se răzgândească și să mă ajute. Vreau să ne întoarcem. Te rog frumos, nu mai pomeni despre ăla. Până la urmă, copilul e sânge din sângele meu. Nu pot să fac chestia asta, chiar nu pot. Îți dau să alegi, da? Te rog din suflet, alege. Ce ți alegi? Mergem în casa asta și oferim copilului un viitor strălucit și o familie care să-l iubească cu adevărat, nu-l dăm la oricine, da? Sau dacă nu, păstrează-l tu, copil, pe clasa 11-a, fără servici, fără nimic, eu pe stradă, că neva data ai cât-o pe amândouă pe stradă, fără o casă, fără nimic, fără servici, că na, eu trebuie să stau să-ți cresc copilul. Alegeți! Gândește-te bine în momentul ăsta, ce vei spune, asta voi face. Bine, haide. Nu vreau să-ți pară rău, vreau să-mi dai din suflet, înțelegi? Oamenii ăștia îl va iubi. Am înțeles, haide. Sigur? Haide, te rog mult, relaxează-te. Ne așteaptă deja. Ceea ce face mama acum se numește șantaj, dar într-un fel sau altul are dreptate. N-am cum să-i ofer ceva mai bun.
Nu avem încotro. Îl naște, îl dăm spre adopție familiei pentru care lucrez și o să fie bine pentru toată lumea. Bună ziua, bună ziua! Oh, ne scuzați, ce am întârziat! Ce faceți, fetele? Ei, uite, am venit! Mulțumim! Am ajuns puțin mai greu, dar... Ce faci? E, bine că ați ajuns. Sunteți bine? Da, suntem bine. Ce zicem, Lujo, crește! Uite cât a crescut, ai văzut? Ce burtică mare ai! Puțin obosită, nu prea mă simt atât de bine. Ce? Nu mă odihnesc cum trebuie. Vreau să odihnești, da. Da, poate ai nevoie de ceva? Nu, mulțumesc, sunt foame, la un doctor, să... A, nu, 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 mulțumesc, sunt bine. Hai mă spune, dacă te simți rău, sunăm acum la un doctor. Nu, nu e cazul, că nu? E un pic agitată și Ana, așa, e, așa sunt gravidunțele. Nu, nu dați emoții, vă rog. Nu, nu, e în regulă, bebelușul e bine, nu? A, vedeți brav, că a crescut burtica chiar frumos. De când le-a spus mama că sunt gravidă, ei s-au ocupat de mine cu de toate, cu îmbrăcăminte, cu mâncare, cu analize, cu absolut orice. Mi-am dorit și îmi doresc foarte mult un copil. Am încercat tot ce se putea, toate tratamentele posibile. Fertilizări in vitro, am făcut vreo 11. Nu s-a putut, nu știu, soțul meu nu poate, eu nu pot, nu înțeleg ce s-a întâmplat și unde e problema, dar cert e că noi nu putem avea copii. Eu îi cunosc pe oamenii ăștia, din totdeauna și-au dorit un copil. Au cheltuit să aibă un copil 1000 de euro. Eu știu că sunt niște oameni buni, sunt niște oameni bogați care își permit orice, doar că eu nu vreau. Draga mea, stai liniștită, stai liniștită că ești pe mâini bune, bebelușul va fi foarte bine, o să vezi. Da? Eu nu trebuie să-ți faci nicio grijă tu. Eu o chestie așa între timp, acum nu știu dacă sunteți ce? Și voi de acord, dar m-am gândit, adică, la situația asta ei, că ea petrece noaptea singură și mi-e cam frică un pic pentru siguranța ei și a copilului și a venit așa o idee, fulger, dacă ați vrea să o găzduiți aici cumva, adică să se mute la ei, voi. Mi se pare o idee bună. Adică, mama, stai puțin, că m-am gândit între timp. Tine, da, noaptea eu nu pot să plec de acasă și vă dați seama că și soțul meu ce-ar zice? Bă, ăsta pleacă noaptea undeva să ce la vreun amas sau ceva, ne strică tot planul și îți dai seama, rămânem și pe străzi, nu mai puteți să luați nici copilul. Nu am înțeles așa. Mama, nu ne-am înțeles, dar m-am gândit între timp, te-am văzut că nu te simți prea bine, nu pot să vin Maria, tot timpul, are și nevoie de mâncare, de... Dreptate, noi avem aici tita mai casă. Dacă vreți, avem vreau, toate condițiile, Maria, de ce? Exact, ne cunoaștem și noi mai bine. Asta zic. Nu avem, putem să avem grijă de tine. Stai cu doamna Sofia și cu domnul Radu, te acomodezi, se acomodează copilul, casa e destul de primitoare, condiții. Tot ce ai nevoie. Cum să stau aici? Dacă mă voi muta aici, eu nu o să mai pot să fac nimic. Cum mă mai duc la Florin? Cum o să-l mai văd? Când a venit Florentina la noi în casă și ne-a povestit că fiica ei este însărcinată, mi-am dat seama că asta este șansa noastră. Este mâna pe care ne-o întinde Dumnezeu. N-am încotro. Trebuie să-i forțez mâna lui fiimea, că cine știe ce-i trece prin cap și cine știe ce face. O să-ți arăt și camera copilului. Ia, ce drăguț! Să vezi ce frumos o să fie camera. Trebuie să te relaxezi puțin și să ai încredere că o să fie bine, mama. Tot o să fie bine, nu mai fi speriată, te rog. Da? O să fie bine pentru toți. Nu zic să te duci să se plimbi un pic. Hai cu mine. Să-ți arăt casa și camera de pe lușului, să vezi și tu, da? Da? Să te liniștești. Mulțumesc. Eu nu fac păcat. Păcat era dacă luam altă decizie. Eu nu fac decât să-i ofer o viață frumoasă. Un apartament pentru un copil. Eu zic că este o afacere foarte profitabilă pentru măsa. Deci Flori cred că este foarte fericită și mulțumită. Ea mi-a cerut apartamentul și cred că totul este bine așa, nu? Uite, vezi, ăsta e dormitorul nostru și aici unde e canapeaua și dacă vezi și în partea asta, aici o să fie pătuțul copilului. Da? Și aici o măsuță unde o să-l schimb, o să-i dau să mănânce, ca să fie tot timpul aproape de noi. Cum, îți place? Da, este... Și ai, nu prea ești încântată, nu? Nu-ți place? Mi-aș fi dorit să pot și eu să-i ofer atâtea. Îi oferi, oferindu-mi mie să-l cresc. Îi ofer o viață bună, gândește-te. Și iubire, o să fie un copil foarte iubit. Da, casă frumoasă, bani frumoși, tot ce trebuie, dar
Tot copilul meu e. Știu că este speriată și e normal să fie așa, dar ea e tânără, mai poate să aibă copii, în schimb eu nu.